muzica românească în ultima vreme, cei care au reușit să comprime 99% din muzica românească într-o singură piesă. Vă mai țineți minte, am difuzat aici la Morning Zoo la vremea ei, a făcut senzație pe net. În această dimineață vă fac cunoștință cu cei care stau în spatele acestui proiect. Se numesc Funk White. Bună dimineața! Neața! Bună dimineața, să rămână. Tu ești purtătoarea de cuvinte, nu? Da, sunt, dar microfonul stă în fața mea, deci trebuie să vorbim. Te știu de la X Factor. Da. Mie mi-a plăcut mult de tot de tine la X Factor. Mă bucur că... Și tu ai făcut asta? Tu ai... I-ai terminat pe toți într-o singură piesă? Toți am fost cu ideea, dar ne-a ieșit. Dar cum v-a venit ideea să faceți într-o noapte 99% din muzica românească într-o singură piesă? S-a întâmplat foarte repede. Eram toți în studio și ne-a pus Cuba, colegul meu, negativ. Uh-huh. Mie mi-a venit, nu știu, să gând o piesă care era atunci pe radio și am tot început să le cântăm pe toate și am zis, mă, ar fi amuzant să facem un pamflet de genul ăsta. Mișto, dar voi nu cântați doar asta, voi sunteți o trupă... Da, asta a fost o distracție. Aha. Da, mai au și au piesa, restul de 1% din muzica românească. Da, tot eu cânt. Aș vrea neapărat să o ascult pe aia. Bine, păi atunci, hai să facem în felul următor. Să cântați piesa asta, 99% din muzica românească, într-un singur cântec și să vedem care dintre ascultătorii noștri la 1815 recunosc cât mai multe piese, da? Ok. Bine, Flic, ia o foaie de hârtie, examen. Scoate-ți o foaie de hârtie. N-ai cum să lucrezi în radio dacă nu recunoști puțin 50% din piesele pe care o să le cântem. Și vezi că ne dă pe numere. Eu scriu trupele de fete, tu scrii băieți. Ok, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Funk White cântă 99% din muzica românească într-o singură melodie, chiar acum, la Radio Zoo. Liniște și apoi cântarea lor live.
Martin Lano de Samba. Stop! 25. Atât am recunoscut eu. 25, da, de... Da, bine, am mai citit și mesaje, probabil mi-or fi scăpat. Câte piese sunt? Sincer, habar n-am. N-ați calculat niciodată? Nu, nu. Deci fii atent, numărat. Eu am recunoscut așa. Mi-am notat aici pe bretea unui ziar. Alarm, Ring the Alarm de la Connector, Burning Love de la Connector, tot mai sus Guess Who, Raluca Out of Your Business, Sofisticată, Yabibi, Dale, Mama Iete, Stay With Me, Never Be Alone, Ina, Sunny Zap, Mamasita, Dansa Bonito, Dalina, toată mă... familia, Danza cu Duro, nu-i din muzica românească, dar... Am zis muzica comercială, nu muzica românească. Ah, ok. Dream Girl de la Smiley, Voltaj, Dă Vina pe Voltaj, piesa lui Adrian Neftimi, nu mai știu cum se numește, Radio Killer, Lonely Heart, Îmi Place de la Roa, Trumpet, Señorita, Dalinda, Ninja și muzica de la Fly Project. 25. Dacă sunt ascultători, cred că au fost câte 30 de piese, dar e adevărat că... Da. Foarte 99. Tare, de unde se pot download? Da, pardon. Cântecul ăsta e pe YouTube, nu? Da, e pe YouTube. Foarte tare piesa, bravo lor și bravo Zu, sunteți cei mai tari, nebunie vara asta cu voi, super tare colajul și vocea superbă, scrie Leni din Bihor. Colajul e cel mai tare. Da, super tare, super tare mixurile, felicitări, belea piesa, super, super, cine-i minunata de fată? Acum am urcat în mașină, cântă super, super, zice Petru din Cluj. Uite, mai e și un mesaj, pe Fuego nu l-a cântat. Păi nu l-a cântat, mă, n-au zis că e 99% din muzica. Muzica comercială, mă, nu din muzica valoroasă. Pe ce? Dar Fuego nu-i comercial? Ok, o să rămână alături de noi, Funk White. Înțeleg că voi aveți o premieră în weekendul ăsta la mare, nu? În weekendul ăsta avem lansare la Sun Sensation, în Sun Plaza. La mare premiera este joi. Joia viitoare, unde? Joi, în Gizu Mamaia. La Gizu, la Mamaia. Am înțeles. Funk White o să vă mai cânte imediat. După cum premieră la Morning Zoo, 99% din muzica comercială, iertați-mi cacofonia, într-o singură melodie, pentru că restul de 1% e holograf. Vrea să intre în direct cu noi și doamna Monica Tatoiu, care spune că are 99% din subiectele din România într-un singur telefon. Într-un singur interviu? Da, vrea să... Stai că e panică și la SMS la 1815 Violeta și pe Facebook. Violeta mă întreabă, bună dimineața, te rog frumos să-mi zici numele fetei care a interpretat mai devreme colajul de melodii. Numele proiectului este Funk White, nu? Da, Funk White. Și numele fetei? Joe. Ok, Joe, J-O, da? Da, Joe, okay. Joe, atât. Ați uitat în colajul ăsta de 99% de melodii să includeți Marcel Pavel, Alex Velea și Paraziții. Ultima bucată. Da. Frumoasa mea noaptea asta, să ne iubim în minim 2, arde, uite cum arde, nicio cisternă cu apă nu o stinge. Asta a apărut acum de curând și n-am apucat. Nu. Cum, frumoasa mea e mega hit, arde, uite cum arde. Mergeți acasă și reorchestrați. Bun, deci am înțeles că faceți și un turneu, mare turneu de karaoke. Da, un turneu național, Cupa României la karaoke, unde vom fi, unde vom fi în juriu și vom face și show. Și vom fi alături de Fundația Mereu Aproape, susținuți, evident, de Radio Zoo. Vă mulțumim frumos! Ce mai cântați acum pe final, repede, că așteaptă și domnul Vosdugan să intre în direct. Are și el un colaj de 99% glume, de instrumente glume muzicale de spital. O să cântăm single-ul vostru, da? You and Me, pe care lansăm mâine la Sun Sensation și joi la Mamaia. Bun, deci voi aveți și compoziții proprii pe lângă joaca asta pe care ați făcut-o. You and Me e tu și eu de la Ina. Corect. Am tradus. Doamnelor și domnilor, live dăm drumul la treaba serioasă. Poftiți! Spinning me around when you make me
Mulțumim frumos, Funk White! Succes pe mai departe și așteptăm noi minuni din partea voastră.